Asta bară era mai cald, nu? A, ok. Bun, ultima dată ne-am văzut într-un vlog la începutul acestei veri. Doamne, s-au întâmplat atât de multe lucruri faine, încât de fiecare dată noi am simțit nevoia să sărbătorim cu o bere. Au fost atât de multe momente mișto în vara anului 2018, încât locul nostru de bere din Oregon Park a rămas fără bere. Dar cine spune că nu există miracole? Iată, suntem într-o casă a berii Peroni. E vorba de Casa di Peroni. Așa că, andiamo! Anul ăsta ne-am convertit la festivalism. Ăsta e motivul pentru care, de fiecare dată, oriunde plecăm, luăm cu noi DJ-ul, scena, o mulțime entuziastă, sau prea entuziastă, depinde, artificiile, instalația de fum-fum. Vara noastră a început în Valea Lupului, iar sezonul de vară-toamnă s-a încheiat în Valea cu Pești. Am reușit să ne convertim unii dintre colegii la un subgen al festivalismului, se numește arminism. Suntem niște persoane cu adevărat spirituale, mă rog, mai mult sau mai puțin, și am făcut din Wakatankana un soi de mantră a noastră. Șervețele, șervețele! Așa e ziarul, nu? Așa facem și când intrăm în emisie. Cineva din radio spunea la un moment dat că oriunde mergem noi avem acest obicei de a intra în istorie. Bine, nu asta era explicația exactă, dar din momente obiective nu pot să reproduc, nu la ora asta. Cert e că suntem niște oameni tare, tare mișto. Uite, poate ai și tu un coleg la job acolo, care e un tip de la vânzări, e preocupat de sport și de o viață sănătoasă. Și cine știe, poate îl cheamă chiar Mircea. Avem și noi un astfel de Mircea pe care la un moment dat l-am descoperit. Și bang! Well, he's got the power. Nu. He's got the moves. Fost de mare folos un prompter în momentul ăsta, dar pentru că nu l-am, mă ajut de ceea ce am la îndemână și anume un telefon. E important să nu greșesc absolut nimic. În urmă cu câteva zile în Grecia a avut loc cea de-a 12-a ediție a campionatului internațional de arte marțiale. De ce ne interesează pe noi subiectul ăsta? Pentru că Sifu Mihai Tătaru este cel care a reprezentat România alături de clubul sportiv Choi Li Fat București la această competiție internațională. Același Mihai Tătaru în competiția de forme Taolu, categoria arme, s-a clasat pe locul întâi. Pentru noi, el este doar Mișu, este tipul care de fiecare dată ne tolerează la fiecare deplasare, noi pentru el fiind ciudații de la Virgin. E bine, noi ciudații avem un mesaj în acest moment, mândri de tine. L-am așteptat în țară ca pe un adevărat campion, bine, a fost și un pretext foarte bun, a fost ziua lui de naștere, motiv pentru care i-am făcut o surpriză. Mișu, rămânem la acest subiect, are o regulă. Nu atingi lucrurile de pe biroul lui. E un soi de feng shui acolo. Dar când Mișu nu e acasă,
facem o mantra pe masă. Niciodată n-am înțeles de ce Buddha, el, huge impact, așa, în life. Asta nu e Buddha. Asta e, da, e... E o zeitate, nu știu cum o cheamă, nu știu. Shiva. Dar, nu e. Nu e Shiva aia cu cinci brațe? Goro, din nu Mortal e. Kombat. Nu e. Când apare câte o piesă nouă, de fiecare dată noi avem aceeași replică. Noua mea obsesie. După care, dăm tag. Ce se aude de la mine? Este truly amazing. Este truly Piesul în această seară va fi... Mega încântat, bucuros peste măsură. Pff, cred că va leșina de emoție când va vedea tagul nimănui altcuiva. Nu-l vezi azi, vede Andrei Niculae, de la Virgin Radio, România. Nu știu dacă îl vede. Asta a fost scopul lui când a făcut această piesă. Da, măi, să primească clar, da, tagul da. De la Andrei. Și faptul că a venit atât de repede, adică așa, așteptat, da. Acum s-a lansat, acum a venit tagul. Nu s-a lansat dimineața, eu i-am scris, dar m-a ignorat și a fost cu parașuta. Mega achievement din partea lui Tiesto. Da. Mega achievement. Da. Bravo. Adică... Da. La început cu... Și acum se mișcă așa ca plopii. Hai să luăm jaguar. Hai să ne suim în el, se întâmplă. Între două buletine de știri se găsește suficient timp pentru a genera un happening, un soi de moment de throwback. Viața noastră off-air este super agitată, ca și viața noastră on-air. Am reușit să identificăm a treia persoană X, se numește Andrada Georgescu, este din Pitești, a venit evident în studioul Virgin Radio România, la Bogdan, Șurubel și Ionuț. De la Virgin Radio, Andrada Georgescu, nu-ți mai zic și Maria, sau mai zicem tot numele ca la catalog, ea a câștigat un concurs la care nici măcar nu s-a înscris și la un moment dat a pus mâna pe telefon, a auzit semnalmentele de la detectiv, a zis, băi, eu sunt 074, eu sunt X și am pușcat 2000 de euro. Dar după toată chestia asta, ți-a sunat telefonul, ai vorbit cu oameni, te-a întrebat cineva, bă, da, e pe bune... Cum ai făcut treaba asta? Știi că lumea în general nu crede în concursuri și majoritatea ascultătorilor care vin aici, că e vorba de ce se aude, că e vorba de persoana exact. X, vin și spun, bă, dar eu nu cred că e pe bune, că eu credeam că chestiile astea sunt făcute. Cum e că îmi dați mie, eu de la, am avut ascultătoare din Suceava care a venit aici, îmi dați mie, am avut ascultători din toată țara care au venit cu aceeași problemă. Îți vine să crezi că e pe bune? Nu mi-a venit să cred până n-am ajuns aici. Sau ai bile pe undeva și nu știm noi. Te gândești tu că e făcătură la un moment dat? Sau ți-a zis cineva, bă, asta e făcătură? Nu, dar pe bun, gen, poți să fii super sinceră, banii oricum ei. Cineva mi-a zis, lumea nu crede oricum, nici soacra mea n-a crezut. A zis că până nu te vezi cu banii în mână să nu crezi. Dar eu nu știu, adică știam că e un post destul de serios, adică ar fi fost culmea să fie făcătură. Îi văzusem deja pe primii doi, bine, poate toată lumea poate să aibă dubile de genul să spuneți voi cuiva și persoana respectivă să sune sau ceva, să alegeți voi persoana, dar așa cu cazul meu, deja nu, s-au dus toate... Dar... Deci, știi că e un post foarte serios, deși fețele noastre nu ajută. Nu neapărat, da. Contează, un post e făcut din mai multe lucruri. Din fericire, nu doar din fețele noastre, da. Bun, săptămâna asta la Virgin Radio România, în matinal, s-a întâmplat și nemai văzut în unul dintre cei mai carismatici DJ din lume. E vorba de un personaj care știe să pună muzică și să și danseze, a ajuns în studioul Virgin Radio. L-a provocat pe Șurubel la un battle neobișnuit. E vorba de un tip căruia pare să-i placă mierea de albine. Bumblebee din seria Transformers a fost invitat în studioul Virgin Radio, iar lucrurile au luat o întorsătură neobișnuită. Da, 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 dintre noi toți, Ionuț, habar n-are ce urmează să se întâmple. Ionuț, habar n-are ce urmează să se întâmple. M-am rugat să mă anunțați, poate mă îmbrăcam un pic altfel. Și asta trebuie să zice... Bun, poate vă amintiți că ieri dimineață am avut un roboțel în studio, un DJ Bumblebee, este un autobot din Transformers, un roboțel drăguț care știe să repete ce-i spui și să și danseze. Și am făcut un concurs, am făcut un dance-off cu el. Dance-off, da, exact. Băi. Și un concurs pe Facebook în care însă premiem un comentariu din live-ul de ieri cu o jucărie Bumblebee. Ionuț,
Uite-te în spatele tău. Stai că eram sigură că nu o să încapă. A venit Bumblebee în dimensiune naturală. Bună dimineața, DJ Bumblebee. Bine ai venit la noi în studio. A few moments later. E ciudat și o premieră, dar îl conduci tu pe autobot către recepție. Vai, ce drăguț! PS, dacă interesează pe cineva, eu mi-aș dori foarte mult să-l întâlnesc pe Optimus Prime. La faza asta cu italienii îmi plac foarte multe lucruri, îmi place foarte mult că sunt un popor zgomotos, îmi place berea lor, îmi place busuiocul și uleiul de măsline și în egală măsură îmi place povestea asta cu dolce far niente. Aici, la Casa di Peroni, am găsit și eu o fântână a dorințelor. Ăsta e motivul pentru care, pe final de vlog, Cristi Stanciu, sper să înțelegi exact mesajul ăsta, o să-mi pun o dorință. Nu o să fie o dorință secretă. Vreau să merg la Tomorrowland. God help us. Bun, ăsta a fost noul episod din seria The Virgin Vlog. Nici nu mai știu la ce număr am ajuns, dar până la urmă ce înseamnă un număr, e doar o cifră și atât. Dacă-ți place, like. Dacă-ți place mult, subscribe acestui canal de YouTube.